Da, e normal să avem o aeronavă prezidențială. Cum este la fel de normal să avem autostrăzi, cum este la fel de normal să avem școli, cum este la fel normal să avem spitale. Deci asta că n-are Iohannis acum aeronavă sau n-a Băsescu, nici românii n-au școli, spitale și autostrăzi. Pe de altă parte, nu știu cine a dat declarația mai devreme din partea... Domnul Mihalache. Păi purtător de cuvânt nu mai e și oricum... Vreau să-l anunț pe domnul Mihalache, că lăsând la o parte că au dat... Cât au dat? 30.000 de euro sau 140.000 de ron la o firmă austriacă. Și cam mulți bani se duc la firmele austriece și de când a venit domnul Iohannis președinte. A, deci vi se pare că nu e o coincidență că ar fi vorba de o firmă austriacă? Comparația care a făcut-o cu Taromul, vreau să-l anunț pe domnul Mihalache, că Taromul este compania de stat. Și nu făcea decât să mute banii din buzunarul administrației prezidențiale în buzunarul companiei Tarom, care înseamnă Ministerul Transporturilor. Banii rămâneau în bugetul Guvernului României. Asta este diferența care nu înțelege domnul Păi Mihalache. De ce nu ar ajunge în bugetul Austriei în cazul ăsta? Sau nu știu, al unei companii austriece? Așa cum ajung pădurile noastre în supermarketurile din Austria, prin Bușteni, pentru ars în șemineile nobililor austrieci, datorită faptului că domnul Iohannis respinge codul silvic, de exemplu.